Mihai, cu toții știm că în vara aceasta Cristiano Ronaldo a semnat cu Juventus pe o perioadă de 4 ani, acesta plecând de la clubul Real Madrid, unde a activat pentru o perioadă foarte lungă. Dar în ceea ce privește Juventus, bănuiesc că destul de puțină lume știe că acest club este listat și la bursă, la bursa din Milano, și totodată faptul că acțiunea respectivă poate fi tranzacționată prin intermediul Tradeville, la fel ca oricare altă acțiune. În contextul acesta, ce s-a întâmplat cu Juventus pe bursă după achiziția lui Ronaldo? Adi, Juventus s-a dublat pe bursa din acel moment. Anunțul achiziției lui Cristiano Ronaldo mi se pare că a venit pe 10 iulie. Și acțiunile au cotat undeva în jur de 60-65 de eurocenți pe bursa din Milano. Au crescut până pe la finalul lunii august, apoi cu vreo 55 60%. În orice caz, noi am făcut o postare, dacă ți-amintești, pe contul nostru de Instagram pe 29 august, parcă. Și la sfârșitul lunii august, capitalizarea de piață a clubului Juventus pe bursa din Milano depășise pentru prima oară în istorie 1 miliard de euro. Asta a fost la sfârșitul lunii august. Acum suntem pe 19 septembrie, deci n-a trecut cine știe ce timp. Valoarea de piață a clubului a depășit 1 miliard și 600 de milioane de euro. Deci, practic, cotațiile Juventus au sărit cu încă 50 și ceva, 60% de la sfârșitul lui august și până în prezent. Mai mult decât atât, hai să spunem, dacă pentru noi în urmă cu o lună, o lună și jumătate, subiectul Juventus slash Cristiano Ronaldo putea fi văzut într-o anumită lumină mai exotică, un pic mai colorată, iată că weekendul trecut, duminică, efectul Ronaldo a făcut prima pagină în Financial Times. FT-ul a alocat un spațiu important în ediția de weekend. Au făcut o analiză foarte, foarte serioasă pe ceea ce înseamnă finanțele Juventus și pe evoluția la bursă a clubului Juventus. Coincidență în aceeași zi în care Ronaldo a reușit și primele două goluri în Serie A într-un meci contra Sassuolo. Și acum, peste câteva ore, o să avem de asemenea debutul Juventus în noul sezon de Liga Campionilor într-un meci acasă la Valencia. Am înțeles. Până la urmă, de ce această creștere importantă a cotațiilor pe bursă? Care este impactul pe care îl are Ronaldo asupra clubului, din punct de vedere financiar, evident? Păi, dacă vrem un răspuns cât se poate de scurt și de global, în primele 24 de ore de la anunțul achiziției, Juventus a reușit să vândă peste jumătate de milion de tricouri cu Ronaldo. În doar 24 de ore, ei au făcut cam 50-60 de milioane de euro în prima zi după anunț. Cam cât se pare că este salariul anual al lui Ronaldo la Juventus. Adică Juventus a avut în ultimii ani un oarecare complex în privința veniturilor pe care le-a obținut. Și acest complex vine din faptul că Juventus anual câștigă cu până la 200-250 de milioane de euro, chiar mai puțin decât cluburi precum Manchester United, Real Madrid, Barcelona sau Bayern München. Chiar și pe partea comercială, Juventus n-a strălucit în Europa. O să-ți dau un exemplu. În anul trecut, în 2017, Manchester a câștigat cu aproape 200 de milioane de euro mai mult decât Juventus doar din această parte comercială. Manchester United. Da? Piața pentru sponsorizări în fotbal valorează cam 11 miliarde de euro acum, are o rată de creștere de vreo 2-3% pe an. La cele mai importante 10 cluburi, această rată de creștere se situează undeva spre 10-12%. Juventus e în top, dar nu este în top 3 sau în top 5 cluburi din Europa.
La nivelul celor mai importanți sponsori, vezi, Manchester United lucrează cu Adidas și Chevrolet. Manchester scoate de la Adidas și Chevrolet cam 160 de milioane de euro, în timp ce Juventus, care lucrează la rândul său cu Adidas și lucrează cu Jeep din grupul Fiat Chrysler, scoate doar vreo 40 de milioane de euro. Deci pe partea de sponsor principal, Juventus scoate cam a patra parte din cât reușește să încaseze Manchester United. La nivel de drepturi TV, și asta știi și tu, contează foarte mult în campionatul local, contează foarte mult în Liga Campionilor. La nivel de drepturi TV, e bine, acestea contribuie deja cu peste jumătate din veniturile pe care le obține Juventus. Dar nu se pot compara, de pe la finalul anilor 90, italienii nu se mai pot compara cu, de pildă, britanicii sau cu spaniolii pe partea de drepturi TV. Adică în Premier League ai venituri din drepturi TV de peste 3 miliarde de euro. În Spania, în La Liga, ai în jur de 2 miliarde de euro, în timp ce italienii cu Serie A câștigă un pic peste 1 miliard de euro. Dar efectul Ronaldo înseamnă foarte, foarte mult și în sfera social media. Și știm cât de importantă e partea de social media, cam indiferent de organizație, de companie. Juventus câștigă foarte, foarte mult pe partea asta de social media, pe ceea ce înseamnă vizualizări de YouTube, pe ceea ce înseamnă toate canalele de social media. Ronaldo are al treilea cel mai popular cont de Instagram din lume, cu peste 140 de milioane de followers. Este un adevărat fenomen Ronaldo din punctul ăsta de vedere. Și aș mai puncta un lucru, pentru că în foarte curând o să discutăm și despre Ferrari, care a anunțat ieri obiectivele strategice pentru următorii 5 ani. Și dacă spui Ferrari, spui și Jeep, spui și Fiat Chrysler, spui și Juventus. Tot acest conglomerat este în controlul familiei Agnelli și am văzut pe bursa de acțiuni un succes formidabil cam pentru tot ceea ce înseamnă companii controlate de familia Agnelli. Fiat Chrysler e undeva în top 3 producători auto ca și performanță pe bursă în ultimii ani. Ferrari s-a triplat de la listarea din octombrie 2015. Ferrari s-a triplat pe bursa din New York. Și poate nu este întâmplător că și Juventus, care vine de la o bază foarte, foarte scăzută, în măsura în care face acest pas foarte important ca marketing, ca vânzări pe partea comercială cu Cristiano Ronaldo, să vedem această performanță și la nivelul Juventus pe bursă. Italienii au un stil de management, din ceea ce am văzut în ultimii ani, poate mai puțin rațional, mai puțin cerebral, sunt mai îndreptați către partea irațională, dar fără să sune rău lucrul ăsta, către partea aspirațională, către emoție, dacă stai să te gândești la Ferrari, cel puțin. Am văzut asta și sub Marchione până recent. Italienii riscă în management, au și o gândire un pic outside the box. Dacă te uiți și la Juventus, încearcă să fie altceva, să se transforme în altceva. Pare că Juventus ar vrea mai degrabă să fie un conglomerat media mai mult decât doar un club de fotbal în Europa. Mi-ai amintit mai devreme de celelalte cluburi mari din Europa, care din acestea sunt și listate la bursă, sau cum, dacă le putem accesa și pe acelea? Le putem accesa pe toate cele care sunt listate la bursă. Sunt câteva. Manchester United este de departe povestea cu cel mai mare succes pe bursă. Manchester United s-a listat la bursa de acțiuni din New York în 2012 la $14 pe acțiune. S-a dublat în ăștia 5-6 ani, e undeva spre $25 pe acțiune acum. Are o capitalizare de ușor peste $4 miliarde.
este cel mai bine capitalizat club de fotbal pe o bursă de acțiuni. Și la rândul său, Manchester United a avut o evoluție ascendentă în ultimele săptămâni, nu atât de pronunțată precum a avut Juventus, dar și Manchester s-a apreciat în ultimele săptămâni. În Italia, pe bursa din Milano, pe lângă Juventus, mai avem listate AS Roma și Lazio, de asemenea două cluburi cu tradiție în fotbalul italian, iar pe bursa din Frankfurt avem listată Borussia Dortmund. Toate aceste nume sunt disponibile pentru tranzacționare prin intermediul serviciilor noastre, prin intermediul TradeView pe bursele corespondente. Bun, mulțumesc mult, Mihai. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă invităm să ne urmăriți în continuare pe canalele noastre de social media, pe YouTube, Instagram și Facebook. Vă mulțumim. O zi frumoasă!